Salutare tuturor, sunt eu, Dariana, și astăzi am revenit cu un nou videoclip în care vă voi prezenta noutățile din bibliotecă de la editura Arthur, pentru că eu fac parte din clubul de lectură, iar prin intermediul acestuia, editura Arthur prezintă titluri în fiecare lună cu o reducere mare. Haideți să vedeți prima carte, care este Olguța și un bunic de milioane de Alex Moldovan, cu ilustrații de Iosef Va. În ea este vorba despre Olguța, o puștaică de 12 ani, care nu este neapărat specială, consideră ea, dar este neîndemânatică, impertinentă, intră mereu în bucluc, iar familia ei este atât de dezbinată încât nici nu-și cunoaște mătușa. Ba mai mult, bunicuțul ei, Constantin, vrea să petreacă un weekend cu ea și nu are de gând să accepte niciun refuz. Și Olguța și un bunic de milioane este una dintre cărțile finaliste ale trofeului Arthur, ediția 2014. Mi-a plăcut foarte mult această carte după descriere și o urmăresc de mult, chiar o aveam pe wishlist, are și ilustrații, scrisul este mare și cred că va fi o lectură ușoară. Apoi am aici primele două volume dintr-o trilogie, Materiile Întunecate de Philip Pullman. Prima carte este Materiile Întunecate, Luminile Nordului, și a doua, Materiile Întunecate, Pumnalul Tăinuit. În prima este vorba despre o lume în care sufletul oamenilor se află în afara corpului, o lume populată de vrăjitoare, uși cu armură și în care o substanță misterioasă, numită praf, îi unește pe unii și îi înspăimântă pe alții. Acesta este universul Lirei, eroina luminilor Nordului. La doar 11 ani, Lira pornește în cea mai mare aventură a vieții sale spre tărâmul întunecat și magic al Nordului, ca să-l salveze pe Roger, cel mai bun prieten al ei. Ce nu știe ea e că rolul pe care l-are de jucat e mai mare de atât. Călătoria sa devine poveste și povestea legendă, pentru că de alegerile ei depinde însăși soarta lumii. Și toate trei volumele sunt Luminile Nordului, Pumnalul Tăinuit și Oceanul de Ambră. Prima carte are aproape 400 de pagini și a doua, Pumnalul Tăinuit, o poveste captivantă despre prietenie și curaj, a doua parte a trilogiei Materiile Întunecate. Curajoasa Lira se trezește într-o lume nouă, bântuită de spectre care se hrănesc cu suflete. În goana lor primejdioasă, cu Will Perry, de la o lume la alta, Lira și Will descoperă un obiect încărcat cu o putere covârșitoare. Cu fiecare pas, cei doi se apropie însă de o amenințare mult mai mare. Adevărul cutremurător al propriului lui destin. Și o să o desfac să văd câte pagini are, pentru că, de fapt, se vede deja că este mai scurtuță decât prima. Și voi lua cutterul. Și voi ce mai citiți, altceva, ce mai faceți în afară de viața aceasta de pe YouTube? Eu în prezent nu citesc nimic, am intrat într-un reading slump, dar cu siguranță voi relua, pentru că particip la acel maraton făcut de Daria. Iată că am deschis și al doilea volum. Așa arată supracoperta, este... Oh, aceasta nu este identic. Oh, ce cool! Așa arată, fără supracoperta. Și aceasta este așa, deci așa arată amândouă. Supracoperta este super lucioasă. Iar, cum spuneam, al doilea volum are doar 315 pagini, deci este un pic mai scurtuț. Apoi, următoarea carte care îmi vine la mână este
Povestește-mi ceva de Sharon Creech, o carte premiată cu medalia Newbery. În ea este vorba despre Salamanca, pe scurt Sal, care pornește într-o călătorie cu mașina împreună cu bunicii săi excentrici. Din Ohio până în Idaho, cei trei străbat America de la est la vest. Și ca să treacă timpul mai repede, bunica o pune pe Sel să-i povestească ceva. Vreme de 6 zile cât durează călătoria, le spune povestea prietenei ei, Phoebe. Le vorbește despre imaginația ei debordantă, despre mama ei care a dispărut, despre biletele misterioase pe care cineva le lasă pe verandă și despre nebunul pe care îl tot întâlnesc prin oraș. Și poveste după poveste descoperă că nu mai vorbește despre altcineva, ci chiar despre ea, Salamanca Tree Hill. Da, este foarte interesantă, tot de la Arthur, cum spuneam, din colecția Smart. Aceasta are 250 de pagini și abia aștept să o citesc și să revin cu o părere. Și ultima carte, a cincea, O povestire de pe calea moșilor, de Adina Popescu. Este o carte într-un format mai mare decât celelalte. Vă fac așa o idee. Și m-a surprins că luna aceasta am două cărți de doi autori români, Alex Moldovan și Adina Popescu. Iar în aceasta este vorba despre Adina, care stă pe calea moșilor și are tot ce își poate dori. Prieteni, păpuși, rotile și câte și mai câte. Are și un ghiozdan portocaliu cu scufița roșie, care o face să se simtă că poartă tot timpul o căsuță în spate, ca un melc. Din când în când ascultă discuri cu povești. Într-o zi scrie o poezie și devine o poetă celebră în toată școala. Într-o noapte urcă pe bloc și vede eclipsa de lună, iar la un moment dat îi convinge pe colegi să exploreze școala, în căutare de locuri misterioase. Calea Moșilor este toată lumea Adinei, pentru că aici se întâmplă totul și numele ei adevărat este Calea Copilăriei. Este și semnată de Adina Popescu și are o povestiri și este bună și pentru copii mai mici. O să vi le spun pe toate 8. Este ilustrată, ceea ce e perfect. Și ia uitați ilustrații la toate paginile. Și prima poveste este Calea Moșilor, apoi Bucurobor, Barbu Marilena, Eclipsa, Mandea Viorel, Cum am devenit poetă, Săpuneala și Exploratorii de pe Calea Moșilor și nu are decât 112 pagini. Deci este foarte scurtă și cred că va fi interesantă. Am auzit pe Simona de la Secretele Cărților spunând că în ea este acțiunea se petrece prin anii 1900 și chiar este interesant să aflu cum era lumea pe atunci, pentru că eu m-am născut după 2000. Și o să vă arăt și stickerele care le-am primit și le voi lipi lângă acestea. Aceasta este de la Olguța, aceasta este Olguța. Apoi de la Povestește-mi ceva, Sal și de la primul volum din Materiile Întunecate. Și acesta este încă unul pentru că mi-am luat și alte cărți. O să le lipesc acum și să vă arăt cum arată. Pam, pam! Le-am pus pe acestea trei și îl mai am pe al patrulea, de la Luminile Nordului, pe care o să-l pun chiar aici. Și așa arată colecția mea cu sticăre. Și acesta a fost și videoclipul. Sper că v-a plăcut, să-i dați un like și să vă abonați. Acestea au fost cărțile, dacă voi le-ați citit, dacă voi știți ceva despre ele, să-mi spuneți și ne revedem în videoclipul următor. La revedere!